Salutare, băieți și fete, eu sunt Gabi și mi-am regăsit la un episod și, bă, dacă ești român, trebuie să vezi clipul ăsta neapărat. Și, bă, dacă te joci jocul ăsta de 2-3 ani, n-ai cum să-mi zici mie că n-ai dat nici măcar o dată de un player care te pune în ochi și după aia îți dă lolul. Bă, deci e cel mai aiurea sentiment. Deci îți vine efectiv să-l strângi pula decât îți vine să te duci să-i dai cu ceva în cap doar pentru că îți dă lolul atunci. Indiferent că ești la room, indiferent că ești la... Dacă e la rank e mai rău, știi ce zic? Că dacă e la rank mai poți să dai de el după aia să-l înjuri sau ceva, știi ce zic? E mai frustrant. Da, în fine, băieți, deci fiți atent aici, mă jucam eu ieri la rank, tot ce trebuie filmam, am zis că filmez și eu pentru niște faze, dar ce faze să fac în cava, jucura voastră, că am dat în două meciuri, deci am jucat și eu două meciuri la rank, am dat, deci nu mi s-a întâmplat în viața mea, ce o să vedeți voi acum, nu cred că i s-a întâmplat nimănui sau dacă i s-a întâmplat cuiva, îmi pare rău de el, ce să zic, condoleanțe lui și telefonului lui dacă a avut de suferit. Din fericire pentru mine n-a avut nimeni de suferit după acele două meciuri, decât nervii mei și capul meu, ok, pentru că m-am enervat destul de tare, după aia am și ieșit de pe joc, nu mai trebuie Free Fire. Deci, urmează două meciuri cu un impact foarte mare emoțional, așa că aveți grijă că s-ar putea să aveți niște crize de râs și în cazul meu de plâns, pentru că atunci, da, nervii mei erau la cote maxime, să zic așa. Așa că, băieți, bă, nu vă mai explic, pentru că degeaba vă explic, mai bine vă arăt. Așa că vă las cu secvențele următoare și, bineînțeles, că o să-l aveți pe Câmbă Gabi, care vă prezintă ce s-a întâmplat. Da, talent. Ok, băi și fete, bă, am căutat în galerie toate filmările de la cele două meciuri, le-am găsit doar că le-am găsit pe rând, cel puțin la primul meci. Aici verificam să văd dacă filmez, pentru că, v-am zis, filmam pentru faze, nu vorbeam în episoade sau în meciuri, gen nu vorbeam, nu nimic, doar mă jucam și atât, doar filmam. Și m-a bătut niște turci în Bimasaki și m-am dus, Gabi al vostru, cum știți deja că e răzbunător, m-am dus înapoi să-i bat, am zis că stai din gură, mă duc, colectez dropul ăsta și mă duc să-i bat. Știți ce zic? Mă duc să-i bat. Fiți atent aici, deci ce mi s-a întâmplat mie în Bimasaki aici, nu știu câți dintre voi ați văzut clipul pe TikTok, pentru că am postat și pe TikTok clipul cu secvența următoare, dar ce mi s-a întâmplat mie aici e talent, e la ordine, bă, să ți se întâmple așa ceva, e destul de rar și fiți atenți că nu sunt români, da? Deci nu sunt români, sunt turci. În fine, m-am bătut eu cu ei puțin la început de meci și de-aia știam că o să vină încoace, pentru că eu mă așteptam sincer să vină încoace, pentru că vedea drop-ul că se încarcă și ei cum erau în Bimasaki, mă așteptam să vină încoace. Vine doar unul dintre ei, vine doar unul și îl bat, pentru că, na, îl bat, fiți atent aici. Eu n-aud jocul, voi probabil auziți acum jocul, auziți și se întâmplă, mi-a dat la o grenadă, vine pe aici și dau eu numai în cap, țac, pac, dau aici numai în cap, trebuia să-i dau lolul, îmi pare rău, acum îmi pare rău că nu i-am dat lolul, dar asta și știți că m-am răzbunat până într-un final, dar nu o să vă dau foarte multe spoilere, doar vă las să vizionați. Și bine, fiți antene că ăsta e doar un squad, ce să vedeți voi acum, dați două squadre în total de turci care joacă la puncte și bat pariu că-s Grandmaster, ok? Ambele squadre bat pariu că-s Grandmaster, în fine, jucam și cu două fete în squad, două fete și un băiat. În fine, aici mă uitam pentru că credeam că o să mai vină un player și în același timp vreau să încarc și drop-ul. Oricum, mai sunt câteva secunde și începe distracția, băieți, fiți atenți aici. Deci, să-mi aduc aminte, erau două squaduri de turci. Mamă, băi, și ce am pățit, am rămas solo. Fiți atenți aici, nu vreau să vă dau foarte multe spoilere, dar nu mă pot abține, efectiv. În fine, eram aici în 3, din câte vedeți, mă duceam nu știu unde. Ah, vreau să dau revive, cred că la player, da. Nu toxic, vreau să mă duc să dau revive. Deja cred că pe aici, da. De aici începe deja băieții mei să tragă mine. Mi-a spart aici casca un pic. Ăsta e unul dintre turci. I-am dat aici două bucăți de blanasa și bagimet. Și mai era și unul în spate, nu știu dacă vezi pe munte. Și i-am dat, bam, trei gloanțe și l-am pus noc. Tot turc, da? Deci turc. Și ăsta era pe regional. Deci nu știu câți dintre voi cunoașteți regionalul, dar turcul ăsta a fost pe regional sezonul trecut. Mult timp pe care l-am bătut eu acum cu aceu. I-am dat lui ăsta aici două capuri. Ăsta e din alt squad. N-avea treabă ăsta să-l acu cu acei playeri talent, nu știu dacă să le zic playeri toxici sau... Bă, niște specimene de turci care mă cunosc probabil de pe regional sau cine știe de unde mă cunosc ei și ce au zis? Mamă, l-am bătut pe Gabi, dați-vă la o parte să-i dau lolul. Păi și nu că mi-a dat lolul, că... Bă, dar să vină tot squad-ul efectiv să-ți dea lolul, să-ți dea și alte emoturi, să mai aibă și arme maxate, să mai fie și veterani, că de obicei playeri slabi de lolul. Bă, dar ăștia nu erau slabi. În fine, aterizează unul acolo, am vrut să-i dau cap, dar a fugit, n-am apucat să-i dau cap. Mă duc aici la aparat, dau revive la un player și începe distracția, mâncava jucura voastră. Fiți antrenor aici, se pune Gabi să-i bată. Stai că mi-au XM8-ul, că mi-am adus aminte. Mi-am luat cei pe cască, mi-am luat XM8-ul, sar geamul și mă duc să-mi ajut colega. Pune acolo unul în ochi, erau români aici, aici primii playeri au fost români. A pus Roxy acolo unul în ochi din câte ați văzut și aici îl pun eu și pe al doilea. Scoate români. Vedeți, da? Români. În fine, ăștia nu contează.
pun aici un glu și aici vine turci de pe munte, fiți antena aici, îl pune Gabi pe unul loc, prost am fost până la finish, îi dă aici tot încărcătorul alt, am vrut să-i dau revive aici, mi se pare că am apucat să-i dau, da, am dat revive, și se duce direct în el, i-a dat tot încărcătorul de shotgun mare, fiți antena aici, PS-ul 2, da, deci ăsta era cu PS-ul 2, cu... era veteran, mă duc eu aici jos, fiți antena aici, aici începe direct secvență de film, mă mor, dat aici tot încărcătorul în cap, și mă pune noc și începe acțiunea, băieți, uitați-vă puțin la. Bă, nu-s români, mă, nu-s români. Deci nu-s români, da? Dacă erau români, mă, mai ziceai, hai, că-s români, hai. Mă, nu, mă-s turci, mă-s turci, uitați-vă puțin la ei, tot squad-ul, bă, tot. Dacă nu se întâmplă asta, nu muriți, bă, de nervi. Eu nu m-am enervat așa tare atunci, sincer, nu m-am enervat chiar atât de tare, dar eram așa destul de frustrat. În fine, aici am oprit filmarea, că am zis, cine mai filmez, nu mai filmez nimic. Și aici mi-am luat revive, după câteva secunde am pornit din nou filmarea. Mi-am luat revive, mă duc eu aici la casele astea 3 și în câteva secunde sau minute dau de al doilea squad de gramasteri și moare și mie tot squad-ul și eu rămân fără arme, fiți antena aici, talent. Stați, vedeți. Mă duc la bunker, am zis, bă, poate mai găsi și eu ceva prin urmă la ăștia care au luat bunkerul, să-mi iau și eu o armă ceva. Și am găsit o vestă de 3, am găsit un VSS. Am găsit și o cască, dacă nu mă înșel. Da, uite, am găsit și cască, am găsit și gloanțe, am găsit un loot destul de ok, doar că n-avem gluri. Și aici îmi vine un player, nu mai știu exact de unde, dar țin minte că aici m-am bătut cu un player. Da, mi-a dat de recap, îi dau eu aici tot încărcătorul. Eram și un pic nervos, vă dați seama, după ce mi s-a întâmplat, eram nervos. Uite, și ăsta e al doilea squad de turci. Vedeți, eu îi știu după inițial, sunt turci și efectiv gramasteri. În fine, n-am stat să le dau rolul. Deși până la final m-am răzbunat pe băieții care mi-a dat rolul. Stați liniștiți că le-am dat și eu lui rolul. Bine, n-am apucat la tot squad-ul, că nu i-am omorât pe toți, dar am apucat la unul sau la doi să le dau rolul. Țin minte eu. Și deja mi-a murit tot squad-ul aici. Eram talent, am dat 104 acolo, dar... Da, s-a ferit, n-am mai intrat al doilea cap, vreau să mă lotez, dar mi-era un pic așa să nu-mi dea cumva cap, că eu nici nu vreau să le dau minus, pentru că băieții și fetele jucau la puncte aici. Și fiți antena aici ce face Gabi al vostru. Dacă vine squad-ul de turci pe mine, dar nu squad-ul la care mi-a dat mie lolul. Aici nu știam cum să fac și l-am văzut pe ăla în bunker, pe partea altă, am zis că taci din gură că am timp să fug. Și am avut timp să fug, doar că după aia vine pe mine băieții. Și când zic băieții, mă refer la băieți că sunt mai mulți. Adică nu-i doar ăla din bunker. Nu știu cum naiba s-au mulțit. Și-o dat revive, habar n-am ce-am făcut. Iau aici un med. Mă duc la etaj, nu mă duc. Nu, aici auzeam mai mulți pași. Eu acum n-aud jocul, dar voi probabil l-auziți. Dar încerc să-mi aduc aminte din ce am făcut eu în meciul ăla. În meciul ăsta, adică. Mă sui aici la etaj. A, uite, vine pe mine. Și aici am vrut să mă duc pe el să-i dau numai în cap, dar mi-a făcut animația aia și da, n-am mai apucat. Aici deja când am văzut că e și al doilea, am fugit, du-te, dică, du-te direct la etaj. Și l-am așteptat de gandalul ăla, mamă, tot încărcături i-am dat. Mai avea 10 pe săracul. Vine ăsta pe mine aici, numai în cap i-am dat. Am scăpat de un turc. Stați să vedeți finalul meciului, deci n-ai cum așa ceva. Și am scăpat și de ăsta. Tot turcul ăla care l-am mai bătut mai devreme. A, gata, mă, deci ăsta și-a luat revive, mă, gata, e clar. Ăsta și-a luat revive. L-am bătut și-a luat revive și-a venit tot aici. Și aici am găsit bănuți, din câte vedeți, aveam 700 și am zis, mă, nu mă duc în pic, că e destul de riscant. Mă duc mai în fale, încolo și dau la următorul, la turnul ăla. Am zis, dau la turn, revive, știți ce zic? Mă duc eu la turn. Aici din nou am oprit filmarea. Nu mai știu exact de ce, dar am oprit din nou filmarea. A, și aici, stați așa, că vin unii cu mașina după mine. Uitați-vă puțin la ea. Vin cu mașina, dar nu m-au văzut din câte ține minte. S-au dat jos, am zis că m-au văzut, de aia s-au dat jos, dar nu m-au văzut. S-au dus sus, erau doi. Nu știu ce făceau ăștia, se plimbau efectiv pe mapă cu mașina. În fine, oricum, zona, dacă vă uitați, era destul de mică. Mai erau 19 playeri cu tot cu mine. Erau destul de mulți playeri, oricum și-au luat revive. Deci a fost la sfârșit de meci război, efectiv. Deci, bă, ziceai că se bat. În fine, fiți antena aici. Vă dați și voi seama, două squaduri de turci, un squad de români și mai eram și noi, adică talent. La sfârșit de meci ne-am adunat toți nebuni într-o singură locație. Fiți antena aici, mă duc, dau revive la 1. Aici încercam și eu să mai lutez, dar cineva să mai lutez, că erau ăștia lutați toți. Uite, două mine acolo. Un coleg de-a meu a intrat în minele alea, dar nu mai contează. O să vedeți mai încolo. M-am luat aici niște glanțe, mă duc, am dat revive la 1 și am dat follow mid, din câte țin eu minte, ca să vină să-mi dea bănuții, gen. Nu mai țin minte, așa știu eu, că am dat follow mid. Da, uite, am dat follow mid. Să vină la mine și după aia am găsit niște bănuți. Fiți antrenați, la un lootbox am găsit niște bănuți. Așa țin eu minte, dacă nu mă înșel. Da, uite, vedeți că se văd bănuți în față și m-am salutez.
M-am dus aici, am găsit o grămadă de bănuți, bă. Nu mai știu câți bănuți era, dar parcă aveam 1000. Da, uite, avea 700 și cu 300 1000. În fine, m-am luat eu aici, m-am dus în Landa Rivail amândoi. Și de aici începe distracția. Că bă, Gabi versus Turci, care mi-a dat mie LOL atunci, parcă. Da, din câte țin minte, cam așa. Îmi iau aici ce mi-au. Ce pe cască mi-am luat. M-a drept ce pe cască, ce naiba. Ne jucăm. Mi-am reparat aici vesta. Țac, pac, aveam cască și vestă de 3, aveam două gluri. Eram lutat destul de ok. Nu eram lutat foarte bine cu scarul și darea, dar eram destul de ok. Și VSS-ul ăsta, din câte știu eu, acum nu mai dă damage extra după aia, știi ce zic? După ce tragi un glot, mai dă damage în plus. M-am suit aici sus pentru că eram în zonă. Am văzut acolo un player, dar sincer mă uit acum și nu-l văd. Deci mă uit acum ca prostul pe filmare și nu-mi dau seama exact unde mă uitam atunci ca Kyoru. Da, bine, nu știu dacă l-ați văzut, dar știu că era un player acolo, parcă. Și uite turcul care mi-a dat mie lor, îl mai țineți minte? Uitați-vă după nume. Și aici m-am răzbunat și eu un pic. Bineînțeles, am zis, bă, trebuie să ne nervezi și eu un pic, că nu se poate așa ceva. În fine, era să mă bată din nou, dacă mă bătea, cred că iar îmi dă LOL. La cum mi-a sărit în spate și n-auzeam jocul, efectiv, l-auzeam încet sau nu mai știu. Că nu l-am auzit pe ăla. Aici colegul meu avea pași, îl pune în noc. Deja doi din squadul de turci erau moarți, din câte știu eu. Dar oricum își dau revive, stați, uite-ți, uitați-vă și voi, sunt 10 playeri în total. Fără noi ar trebui să mai fie încă 6 playeri. Dar erau 6 playeri din squaduri diferite și au dat revive o grămadă. Mă duc eu aici jos să-mi iau ceva damage din spate. Încerc eu acolo o schemă, dar nu merge. Vedeți? Dracu VSS-ul, dar nu mai dă damage-ul ăla extrem, gen în plus, cum dădea înainte. Și eu nu știam chestia asta. În fine, aici urmează să dau lolul la un nevinovat, efectiv. Uitați-vă puțin. Dau lolul la un nevinovat, uite. În fine, aici uitați-vă puțin că o să moară doi din echipă și uitați-vă cine-i omoară. Uitați-vă puțin, îmi are toxica și mi-o moară. Uite, uitați și tu, un turc. Turcul ăla care l-am omorât eu acolo acasă de două ori, sus la pic. Ăla mi-o moară doi din squash și am zis, bă, nu e combinație, mă duc sus că iară mi-o bătaie. Trage unul după mine, nici nu puteam să pun gluca lumea. Trăgea cu AC80, ui picker ceva. În fine, acolo jos i-am dat lolul la un nevinovat, că am zis că, bă, e ăla în alb, care l-a mai omorât o dată, dar nu era ăla, era altul. Da, în fine, cred că era tot din squad de turci. Aici trag eu după ăla, dar din păcate VSS-ul trage în ultimul hal. Dau acolo două capuri la unul, îl dau un ochi, îl văd pe unul că aterizează, adică nu mai știu, l-am văzut. Da, uite că l-am văzut, l-am pus noc aici, tot din squad de turci. Bam, bam, mai erau și românii. Și din câte vedeți, mai sunt 4 playeri fără noi, atâta, adică mai erau, că nu mai sunt, mai erau 4 playeri, doar că din ăștia 4 playeri erau din fiecare squad și din români și din turci, era uite, uite turcul cum a făcut kill. Și exact ăla în care am tras acum, uite ăla era unul din turci, din squadul de turci. Mamă, cum povestesc meciul ăsta, ești nebun, zici că îl trăiesc acum, ești nebun, îmi aduc aminte, efectiv, de bă, n-ai cum, bă, deci un meci, talent, asta să-l vedeți pe următorul e intens rău de tot. Următorul e direct acțiune tot meciul, să mor. Deci până să-mi iau LOL-ul a fost acțiune tot meciul, efectiv. Deci asta, meciul ăsta e caz fericit. Meciul ăsta ce-l vedeți voi acum e caz fericit. N-am lăsat tot încărcătorul, să mor. Era de squad de turci, tot încărcătorul n-am. Uitați-l puțin ăla. Jupam și l-am pus noc pentru a treia oară, l-a bat pe ăsta. I-am dat și emote aici. Talent. Și mai erau tot 4 și-a dat revive. Și am zis, bă, dar ce o să mai fraier? Stai că dau și eu revive. Și fiți antenă că dacă nu dădeam revive, pierdeam win-ul. Uitați-vă puțin ce se întâmplă acum, fiți antenă aici. Îmi pică colegul meu, rămân doar eu cu băiatul care i-am dat revive și mă duc peste el, am dat o grămadă de damage. Uitați-vă puțin cât damage am dat, dar n-a picat noc. Dau de ăsta în ad din nou, mi-a sărit și puritoare, mi-a sărit ținta de pe el, am scăpat aici foarte low și aici, jbam la mișcarea asta, am picat noc și mai trebuia un glunt sau două. Noroc de colegul meu care îi aterizează în cap și îl bate la milimetru, uitați-vă puțin, 5 HP. Un bui a luat la mustață, să zic așa. În fine, bă, n-ai cum cu turci, când n-ai de turci e greu, când își arrivai turci de 10.000 de ori și vine în același loc să te bată, e greu. În fine, băieți, și acum stați să vedeți următorul meci care a fost mai intens ca ăsta de 10.000 de ori, uitați-vă puțin. Ok, băieți, și bă, ăsta este al doilea meci, ăsta este meciul decisiv în care am dat de turci, deci fiți atenți aici. În meciul ăsta am dat de turci care am dat și meciul trecut. A, aici am murit, da, aici am murit, uitați-vă puțin, fiți atenți aici. Eram un român, efectiv, nu știam că e român, era tofiș și am zis, bă, ăsta e slab, da, e clar, nici nu trage mine când trag în el, e clar, mă duc pe el. Am trecut de el și am picat noc.
talent, da, în fine. Și aici mi-a arrivat instant cu ajutorul lui Dumnezeu și a colegului meu, mi-a arrivat instant. Și deci, după ce a trezit, începe acțiunea la un pas de moarte, tot meciul am fost să mure, dacă vă mint. Și fiți întâlnă, că n-am terminat să vă zic. Deci am dat de același squad de turci de care am dat și meci trecut. Mai știți turcii care am bătut în casa de la Pic, ăia doi? E, exact de aceea, acei player am dat. Mai știți turcul ăla care l-am bătut eu și... După aia și-a luat Rivai și a venit exact în aceeași locație și l-am bătut din nou, acolo acasă aia mare albă, un pic. Da, același turc am dat și meciul ăsta. Și am mai dat și un scoat de români. În fine, fiți antrenați aici. Îmi iau și o mină, că aveam o vestă și o cască foarte bună de altfel. Aveam aici player o grămadă un pic și mai aveam și o vestă și o cască foarte bună și un loot foarte bun și arme foarte bune. Eram bine lootat, mai primit și grânăzi. Chiorul de cap avea o vestă în dreapta. A, uite că a văzut-o, da. Era mai chior așa de fel, dar în fine, nu mai contează. În fine, acum sunt puțin playeri în pic, erau doar 2 playeri, dar oricum eram speriat de bombe și dacă vă uitați un pic la mine, eram cam agitat. Bine că mă jucam și așa, nu știu cum să vă zic, eram destul de, nu mă să-i nervos, dar nu mai puteam să fiu așa de bine dispus după ce mi s-a întâmplat meciul trecut, știți ce zic, după ce am primit lol-ul așa mult și, în fine, după ce meci am avut. În fine, mi-au aici Uzi, că am scătaș din gură, că e mai rapid, știți ce zic, Uzi mai rapid și mă duc pe el salvat. Fiți atent, mă duc pe el să-l bat. Mi-au shotgun în mână. Aterizează unul în spatele meu, că am ajutat la asta. Îl omor și norocul meu că m-am ferit la timp. Norocul meu că m-am ferit la timp. Uitați-l pe Tarzan cum stă. Uitați-vă la el cum stă. Și aici am zis, bă, plec, că cine știe, poate vine altul pe la spate și nu e combinație. Ăștia erau români, dacă nu mă înșel. Ăsta era un squad de români pe care i-am bătut într-un final. Eu și cu ajutorul colegilor mei. M-am dus peste el, uitați-vă puțin aici. Tot încărcătorul, cred că dacă putea și ăsta nu dea lorul. Bă, da, ok, înțeleg spam, că n-ați văzut și voi cum am tras în ăsta, tot încărcătorul. Înțeleg spam. Mamă, ce-i fac lui ăsta? Fiți antrenat aici, că mi-a luat să aminte. Fiți antrenat ce-i fac lui ăsta. Îmi iau Uzi și... Boam, direct knock, nici n-a apucat săracul să mai se ferească. Deci, bă, înțeleg să spamezi, pentru că, na, e normal, e un joc de strategie, e un joc care ai voie să faci ce vrei, să spamezi cât vrei, să faci ce vrei, dar, bă, vere, să pui un player knock din spam, cum mi-a dat mie meciul trecut, tot încărcătorul și după aia să dai și lol-ul, mi se pare așa, cam știți ce zic? Adică, na, cam urât. Cam urât ce-i drept, dar, în fine, mi-am luat aici arme, ci că să fiu lutat, ci că eu aveam lut, ci că aveam și atașamente, eu, ci că eram lutat bine. Aici am văzut că colegul meu avea pași. Deci v-am zis, tot meciul am avut playeri aici. Deci tot meciul un pic am avut playeri. Ba români, după ce am terminat cu românii au venit turcii. Bă și turci, bă să nu zici că sunt turci. Nu știu ce a schimbat turcul ăla, squad-ul. Nu știu ce s-a întâmplat, bă, că jucau bine turcii. Deci într-o secvență rămân în 11. Stați să mă vedeți numai. Era unul pe casă acolo, dar a căzut. Mi-am luat cap din spate. Aici am zbătaș din gură, îmi dau un meci și dacă ies îi dau cap. Dar n-a ieșit. Șansa, da, nu ieși, stai așa că eu am mersul de gazelă. Uitați-vă puțin la mine. Și uitați pe cine omor, uitați-vă puțin la numele lui. Îl recunoașteți, nu? Da, talent, a treia oară l-o omor în două meciuri, a treia sau a patra oară. În fine, îi iau seringa, ați văzut că i-am luat seringa și o să mă ajute mult seringa aia. O să mă ajute mult de tot seringa. Mă, dar nu știu, mă cunosc turcii, efectiv, băi, deci eu nu-i cunosc, mă jur, nu știu cine sunt, îi știu după inițială, îi știu așa că au fost pe regional și cam atât nu știu. Mă, dar ăștia, deci n-ai cum așa ceva, să-mi dea lol-ul, mă, pui un player knock și dai lol-ul vere, zici că pe cine a pus knock, mamă, ce a făcut. Aici aveam pași și aici omor un squad de români, cred că erau români, sau nu știu exact, dar în fine, i-am omorât. Statea băiatul meu sus, nici n-a avut timp de reacție. Da, în fine. Și acum vin turcii, fiți antrenați aici. Ia colegul meu pin de ăla de pune pe hartă și uitați-vă pe cine s-a pus, da? Se vede, exact pe turcul ăla care tocmai ce l-a omorât. Și am zis, mă duc pe el, taci din gură. Uitați-vă puțin la vesta și la casca mea, uitați-vă puțin, vă rog, e frumos la vesta și la casca mea, uitați-vă la ea. Uitați-vă la ea, 11. Vine turcii pe noi, mă, cava și gura voastră. Am zis, mă, ce naiba se întâmplă, cine sunt ăștia? Mi-a omorât colegul instant, pe mine m-a lăsat un 11, mi-a aruncat și vestă și casca. Am zis, mă, cine naiba sunt ăștia? Că nu e combinație. În fine, mă duc aici la etaj. Planul meu a fost să stau la etaj, am scătaș din gură, dacă vine îi ba pe toți. Dar după aia am stat un pic și m-am gândit, am zis, mă, n-am vestă bună, dacă vine, iar îmi dă tot încărcătorul, iar primesc, lolul nu-i bine. Și am zis, mă duc pe ei. Îi dau aici un cap, îl pun noc și uitați-vă puțin ce loot avea ăsta. Uitați-vă puțin la el. Avea păritoare și scar de 3 și o grămadă de gluri și, în fine, îi iau eu scarul rapid.
Ăla turcul ăla, dacă uitați pe hartă, nu vine spre mine. Ăla fuge, se îndepărtează, s-a dus la revive. Dă revive la tot squad-ul și vine după aia tot squad-ul pe mine ca să mă bată. Stați să vedeți. Îmi sare aici, nu aveam cască. Nu mai aveam cască. M-am dus la aparat, am zis că taci din gură, iau cască și vestă, după aia m-am dus să-l bat. Și așa am făcut. Și m-am bătut cu asta jumătate de oră. Gata, mi-am adus aminte. Deci stați să vedeți faza acum, secvență, jumătate de oră m-am bătut. Am pus aici două lan. La mine 15 gluri aveam, da? Fiți antre aici. Din 15 gluri. Nu puteam eu aici să-i dau două capuri să scap de el sau să mă duc puși direct pe el. Nu, am stat și din gână, îmi bag un Superman și mă duc rapid și îl bat și aia e. Uitați-vă puțin la aia. Deci n-ai cum, deci n-ai cum, bă, turci. Când dai de turci, n-ai cum. Turcii puși eu arivai. Și uitați-vă la Pinul de pe hartă cum vine spre noi. Și vine tot squad-ul cu el, nu vine doar el singur. Azi, bă, hai să-l batem pe Gabi. Hai toți după Gabi în pic. Măi, și nici n-aveam, bă, un squad foarte bun. Adică, aveam squad destul de ok, dar aveam două fete în squad, puii mei. Până la urmă sunt fete, fetele, cât de bine se joace. Sare gardul, mânca majorul, sare după mine, mă lasă în 13 HP, mă înconjor în gluri, sare cu mine în gluri. Fiți atent aici. După ce îi dau și eu cap și în sfârșit îl pun noc, uitați-vă puțin ce se întâmplă. Îi dau cap, l-am pus noc și acum mi-a furat kill-ul. Deci nu bine l-am pus, dar mi-a furat kill-ul, mânca majorul voastră. În fine, a venit full squad de turci. Talent. Și fiți antenă că se bat între ei. Că ăsta care mi-a furat mie kill-ul nu e din squad-ul la turci. Mi-a murit și mie squad-ul. Aici a picat noc ăla. Când am văzut pe ăla noc, am zis, bă, e clar, aici e război. Am dat aici grenăzi și am plecat direct la etaj. Dacă e să mă întrebați acum și dacă ar fi să recapitulez faza asta, bă, nu mai m-aș fi dus la etaj. Pentru că uitați-vă ce se întâmplă. Pic noc aici, mă omoară exact turcul ăla, îmi dau o seringă, vrea să-mi dea granată, să-mi dea finish. Că na, dacă are ciudă pe mine. În fine, am vrut să pun lunul, mi s-a pus, am fugit, nu mi-am luat grenadă. Uite, aici trebuia să-mi bag frumos un meci și să plec din casă. Dar am fost prost tare. Pentru că turcul meu și-a chemat squad-ul și a venit peste mine în casă. Uite, acum trebuia să sar geamul, să-i aștept după pereți, după ceva, după garduri. Că mai erau și alți playeri. Nu erau doar ei și cu mine. Și puteam să-i bat altfel. Dar nu, am stat și din gură, când vine îi dau tot încărcătorul. De unde? Mi-a sărit ținta, mi-a fugit ținta și mă omoară turcii și uitați-vă puțin. Bă, cum să nu te enervezi, bă, cum? Și probabil dacă mai reușea Toxica să ne dea revive, poate se mai întâmpla ceva, poate îi băteam. Dar n-am mai apucat, pentru că a murit și ea și s-a dus meciul, pentru că nici n-avea loot, vedeți, abia a aterizat. A murit și ea și rip meci. În fine, nu mi-am luat minus, pentru că am murit destul de târziu, nu mai știu. Deci, da, băi și fete, bă, ce să zic, aveți foarte mare grijă dacă dați de genul ăsta de specimene, pentru că ați zis și voi, indiferent cât bați la ei, bă, deci turcul ăla am bătut de 4-5 ori în două meciuri și tot a venit să dea rolul. Că na, bine, n-a dat el în ultima fază, mi se pare că a dat doar squad-ul lui, sau nu mai știu exact cine. În fine, ideea e că mi-a dat lolul, s-a mor. Nu contează că e buia, nu contează cât bați la ei, că oricum îți dă lolul. Deci dacă e să primești lolul, primești. În fine, băieți și fete, bă, cam ăsta a fost și episodul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să acordați un mare like, un share și un subscribe. Nu uitați să vă feriți de turci și de spamagii. Eu am fost Gabi, v-am pupat. Ceau, bă!